Apropo de suporter, te-a dezamăgit sondajul ăsta lui Avangard? Că 60, aproape 60% cred că FCSB-ul e Steaua și doar 10% cred că CSA-ul e Steaua? Nici n-am văzut, nu, n-am știut. Chiar da, da, s-a făcut un sondaj Avangard ieri la comanda postului Digi24, nu DigiSport, și da. 60% de suporteri au zis că FCSB-ul este adevărata Steaua continuatoarea și doar 10% au spus că voi, e adevărat, vreo 28% au spus că încă nu sunt hotărâți. Da, eu zic că problema asta până la urmă cu promovarea, pentru că dacă echipa ar fi a promovat în Liga 1, eu spun că ar fi, s-ar schimba, ar sta altfel lucrurile. Ar fi invers procentul. Da, posibil să fie invers, pentru că în Ghencea, jucăm pe stadion din Ghencea și te cheamă Steaua. Uh-huh. Deci ce? Problema asta cu promovarea, nu? Promovarea, asta e până la urmă, da. Atârnă așa, ca o piatră de moară de gâtul vostru permanentă? Da, da, da. Da, bun, și dacă ați promova, ce crezi că s-ar întâmpla? Ar fi emulație sau ce s-ar întâmpla? Eu așa cred, că s-ar juca, nu pot să spun dacă s-ar juca cu stadionul plin, dar așa să zic, 15.000 la jumătate. 15-20.000, ați avea meci de meci, 20, nu? Da, da, eu așa cred. Deci tu crezi că dacă ați promova, s-ar rezolva practic toate problemele și de imagine și de percepție și de tot, da, nu? Trebuie să vedem, să vedem acum la meciul cu Rapid în cupă. E ca și cum ar fi un meci de Liga 1. Așa. Dacă se umple stadionul, înseamnă că sunt suporterii, vin și pentru meciurile, mulți dintre ei. Cei care vin, îi știm, care au fost și la Liga 4, sunt cei suporterii care vin cu noi și în deplasări, care ne susțin la toate meciurile. Uh-huh. Ei sunt peste tot. Au fost și la Liga 4, vin și acum sunt în continuare cu noi. Dar sunt și suporteri care, prin cont de liga în care ești, adică și de meciurile pe care le joci. Uh-huh. Deci e un... Și la meciul cu Dinamo din sezonul trecut, când am jucat acasă, aproape s-a umplut stadionul. Și dacă deci și la meciul ăsta din cupă cu Rapidul, și ăsta va fi un examen tare de audiență, nu pentru voi, să vedeți. Da, 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 da. Eu sper că stadionul să fie cel puțin la fel de plin cum a fost la meciul cu Dinamo din sezonul. Adică câți au fost? Că nu mai știu. Câți au? 5? Cam 25.000. A, așa, 20, sper cu Rapidul 20. Să fie între 20-25.000, a? Așa sper. Mm-hmm. Bine, plus, ar... Dinamo au fost și ei, când, din ce am înțeles, au umplut o peluză, 5.000. Da, da, nu, dar ar fi frumos, da. Ar fi extraordinar și pentru spectacol și pentru tot. Da, aș spera și cu Cluj. Pentru da, pentru că știi cum e, știi cum e percepția asta, îi vezi pe cei de la FCSB că umplu Ghencea și e percepția asta, băi, uite băi, umplu ăștia, de ce nu poți, uite, ăia-s numărul 1. Nu știu, poate sunt meciuri mai interesante, pentru că joci în cupele europene. Da, corect. Meciuri de Liga 1, așa și noi, dacă jucăm acum în cupă, o să vedeți că stadionul o să fie cu echipă de Liga 1, poate chiar și cu Cluj ar putea să vină, da. Că ăsta e primul meci. Deci cheia este promovarea, ce să mai știm cu toții. Da. Da. Joci ca în Liga 1... Mai mult decât să vină... Ia zi, joci în Liga 1, se schimbă și sondajele, se inversează. Da, eu așa cred.